Revenim și continuăm cu un subiect care ne inspiră cu siguranță. Au visat să scrie o carte și după multă muncă și multe nopți nedormite, în sfârșit le-a reușit. Vorbim despre două surori din satul Costești, Traiunul Ialoveni, care la începutul anului au lansat un manual de studiere a limbii engleze. Ecaterina este stabilită în Statele Unite, unde este profesoară universitară. Noi v-am făcut cunoștință cu ea anterior. Iar Valentina este cu studii în filologie și mama a doi copii. Ele sunt alături de mine în acest moment și ne vor povesti cum a pornit ideea și unde poate fi găsită cartea. Salutare! Bună ziua! Fetelor, de unde o asemenea idee? Adică doi oameni care se gândesc la binele celorlalți și să le ușureze lor procesul de studii, de unde până unde și cum ați ajuns să o avem, iată așa, pe masă, că și arată spectaculos. Mulțumim! Vă arăt un pic mai târziu și vă răsfăiesc. Probabil din proprie experiență. Noi ambele de mici am fost foarte pasionate de studierea limbii engleze și chiar mi-amintesc toamna târzie când trebuia să greblăm prin grădină, Valentina, fiind sora mea mai mare, îmi preda timpurile în limba engleză. Și pentru că am observat noi poate anumite lacune sau niște lucruri care am fi putut să le îmbunătățim într-un oarecare aspect, ne-am gândit de ce să nu creăm un manual al nostru, având o experiență largă în predarea limbii engleze și eu și Valentina predăm limba engleză de foarte mulți ani și am testat diferite materiale. Metode de predare? Așa este, și metode de predare și materiale care cumva ne-au inspirat și ne-au arătat aspecte la care trebuie să insistăm mai mult și anumite lucruri care am putea să le folosim în a le explica studenților să nu calci pe aceleași greble pe care am călcat noi. E vorba de un manual pentru studenți sau pentru copii? Valentina. Eu am vrut să mai adaug puțin la ideea de concepere a manualului. Este un manual care am pus multă inimă în el, deoarece la un moment dat în viața noastră a apărut o fetiță cu autism, Ana Maria, și a fost foarte greu momentul acceptării. Să acceptăm că avem așa un copil cu nevoi speciale. Deosebit. Deosebit, care e solicită 24 din 24. Însă am înțeles că dacă voi crea ceva frumos, ceva care cumva să mă ajute să ies din depresia care poate noi câteodată nu recunoaștem, dar era depresie. Este un manual care, deci copilul nostru ne-a împins la acest pas. V-a inspirat. Ca să facem un manual. Deci este ceva foarte personal și la întrebarea a doua care ați adresat-o, este un manual pentru, aș spune, de la 10 ani în sus, pentru așa, orice doritor. Chiar dacă fiul meu de 8 anișori studiază, deci cu un mic ajutor din partea mea, el studiază independent cartea după care a scris-o mămica lui. Așa, eu mă uit că este scris nivelul A1, adică e pentru un anumit nivel. Este un nivel începător. Așa este, este un nivel începător și dacă răsfoiți un pic prin manual, observați că el de fapt este un workbook. Sau este o carte care cumva îți necesită ca tu să participi, să scrii în el, să-ți faci notițe. E ca un fel de caiet de teme, cum îmi amintesc eu pe la școală, noi am avut caietele astea în care ne făceam temele pentru acasă. Așa este și aici, poți scrii. E foarte frumos desenat, apropo, și colorat. Cine s-a ocupat de desene? Am implicat un băiat de la orfelinat, apropo, o persoană cu care am lucrat în trecut. Numele lui este Sergiu Musteață și el ne-a făcut toate desenele pentru manual. Am vrut să-l facem interactiv, așa ca să nu se plictisească nimeni când îl studiază. Și încă un lucru extrem de frumos despre manualul nostru este că dacă cunoști măcar un pic engleza, ai putea să te auto-înveți. Deci temele gramaticale sunt prezentate în detalii, așa ca tu să-l poți urmări și dacă ești mămică sau tătic și îți propui să-ți înveți copilul după manualul nostru, cu la siguranță vei reuși. Cât timp v-a luat să concepeți manualul, să-l aduceți la varianta finală? Pentru că presupun că ați avut câteva variante prin care ați trecut până să ziceți, uite, așa e bun. Per total, probabil 2 ani. Da, exact. 2 ani întregi, a fost o muncă extrem de grea. Sincer, să fim din start, nu ne-am propus să ajungem chiar la un astfel de produs. Inițial l-am creat doar ca să-l folosim în taberele de studiere a limbii engleze, pe care noi le organizam împreună. Însă, odată intrate în această mare dorință de creație, ne-am gândit de ce să nu facem un produs care putem să-l împărtășim și cu alții. Și chiar la moment tindem să menționăm că 3 profesori deja folosesc manualul nostru care sunt.
resurse din școli private. Care, și sunt... ca resursă adițională, deci el nu este cumva în curicula. Este manualul de bază la școlile lor private. Da, așa. Da. Ați luat legătura cu Ministerul Educației, ați prezentat manualul, ce v-au zis acolo? Ne dorim asta, este următoarea etapă care am vrea să o atingem. Vrem să mergem în școlile publice din Republica Moldova și sperăm să ne reușească, pentru că reușim prin acest manual să le prezentăm copiilor foarte multe valori ale țării noastre. Chiar din numele manualului, English with Val and Kate, puteți înțelege că este istoria vieții noastre, Valentina și Kate, Ecaterina. Și cumva prezentăm realitatea vieții noastre, începând încă din copilărie, cu munca la țară, cu animalele, cu respectul față de părinți, lucruri care au trebuit să le învățăm pe parcursul timpului. Deci sunt practic niște teme adaptate spațiului în care voi ați crescut și ați copilărit și în spațiul în care copiii care vor învăța din el s-au regăsit și ei la rândul lor. Unde poate fi găsit manualul? Este accesibil deja în vânzare liberă sau încă nu a apărut în librării? Care este prețul lui? Prețul manualului este 200 de lei. Așa. Îl avem public doar într-o librărie, librăria creștină Sfânta Treime la Botanica. Foarte mult vindem online, adică ne contactează persoanele pe pagina noastră de Facebook, English with Val and Kate. Așa. Și am trimis deja cărți în America, Franța, Irlanda, Norvegia, Italia, adică chiar sunt mirată cât de rapid lucrează poșta. De fiecare dată întreb elevul în cât timp a ajuns cartea. Foarte bine. Și Moldova, tot și prin prețul poștă. Este accesibil. Apropo, ăsta este un nivel pentru începători, A1. Urmează să lansați următorul exact. Nivel al cărții și câte aveți în plan, de fapt? Vă dăm un secret. Următorul nivel este deja gata. Așa. Așteptăm doar să-l lansăm. Îl avem în varianta ciornă, lucrăm, redactăm, îl testăm pe elevi. A1, apropo, a fost testat pe un număr de 100 de elevi. Cu succes. Da, da. Adică este un manual scris, apoi testat și apoi redactat și tipărit. Și asta urmează să se întâmple și cu următorul nivel. Așa, Ecaterina, poate i-a scăpat să menționeze, mai colaborăm și cu Universitatea Divitia Gratia. Ei tot au ales manualul nostru la Facultatea Business și Management și aș spune că e cu succes. Am predat acolo câteva luni, a fost o experiență extraordinară. Îți predai pe baza manualului tău la studenți, ei lucrează și cu studenți din Asia și a fost o experiență bună. E un motiv de mândrie și pentru da. Voi și pentru noi este o mândrie că avem asemenea oameni în țară care, deși pleacă departe de țară, cum ai făcut-o tu, dar nu uită să aibă grijă și de cei de acasă. Noi vă dorim din tot sufletul succes, vă așteptăm. Mulțumim. Și cu următorul manual și să aveți încredere în voi și vrem să auzim de faptul că cartea a devenit un bestseller. Așa sperăm și noi. Mulțumim mult! Să fie într-un ceas bun! Așadar, știți unde găsiți cartea, învățați și voi engleza că prinde bine, iar noi continuăm!